frunză verde, frunză fină, am cea mai mișto vecină. Mă uit zilnic ce postează, fiindcă maxim mă distrează. Ea crede că o ascultă zilnic mafia ocultă și cere neîncetat Bill Gates să fie arestat. Fiindcă știe de acest om că e nebun și e mason și că ăsta derbedeu, el a inventat 5G-ul. Și a făcut această culmea ca să controleze lumea, căci de oameni lui nu-i pasă. Na, se plictisea acasă. Căci antena buclucașă, când îți dă semnal în casă, bagă în mintea ta orbire și îți dă la creier golire. Și desigur, domnul Bill, care este clar senil, ca să fie treaba, are și un vaccin pe țeavă. Și cu asta criminalul vrea să-și execute planul, care e fără vrăjeală noua ordine mondială. Căci când te înțeapă tipul, se activează microchipul și îți apasă pe un buton și devii pe loc mason. Iar vecina cu temei, mare fan Antena 3, mai are o problemă mare, aia cu termoscanare. Căci ieri s-a dus alături să-și facă cumpărături, dar când viteza era mai mare, o oprește la intrare. Doamnă, stați numai o țâră să vă iau temperatura, că e o treabă clar banală, dar să nu fiți suspect de boală. Păi dar stai puțin așa, că-i temperatura mea. Dacă o iei, sincer îți spun, eu cu ce am să mai rămân? Și a început să dea cu gura că ăștia mi-au temperatura și acum urla cât 10 că vor să mă lase rece. Deci a făcut un circ mare că asta e discriminare și a urlat și la acel om că și el ar fi mason. Și că el nu vrea să o ajute, dar știu eu, frate, mai multe și să intru aici nu pot, păi ăsta e clar complot. Și așa s-a întors acasă cu absolut nimic în plasă și din cauza la ocultă a rămas puțin flămândă. Și acum mă roagă puțin să merg eu la magazin, să-mi fac un drum de voie, să-i cumpăr ce are nevoie. Doamnă, eu vreau să vă ajut, dar acum și eu risc mult. Mă scanează pe picior și devin unul de-a lor. Și s-a panicat mai tare și acum nu mai vrea mâncare. Da, și pe asta o evită. Zice că ar fi otrăvită. Și acum întrebam, băi, tată, cât poate sta nemâncată? Căci când te apucă nevoia, lași dracului paranoia. Și asta s-a și întâmplat. O bucată așa a stat. Dar când foamea a fost mai mare, s-a dus așa de mâncare. Și-a înțeles dânsa tertipul că nu-i bagă microchipul și că nu pățești nimica și-a lăsat ușor cu frica. Deci concluzia e următoare. Când paranoia e mare și ai capul plin de drame, nu ți-e suficient de foame.